Partidul Social Democrat își propune să aducă pe masa fiecărui român produse proaspete și de calitate și în același timp să le asigure producătorilor din România predictibilitatea de care au nevoie, siguranța că produsele și serviciile lor vor fi valorificate. Programul de guvernare al Partidului Social Democrat va revoluționa agricultura din România. PSD are o viziune clară pentru agricultura românească în ultimii patru ani, ca de exemplu creșterea subvențiilor din agricultură până la 420 de euro hectarul până în 2024. Subvenție până la 80% pentru dobânda la creditele pentru achiziția de terenuri agricole, subvenție până la 90% pentru dobânda la creditele pentru creșterea spațiilor protejate, sprijin de 500 de lei pe lună pentru fiecare angajat, timp de 6 luni, dar și subvenționarea cu 50% a achiziției de sămânță certificată pentru anul agricol 2020-2021. De asemenea, PSD dorește înființarea bursei de animale care să permită vânzarea prin licitație a reproducătorilor din rasă pură pentru toate speciile de interes economic. PSD este cu siguranță singurul partid capabil să aplice politici agricole performante care să determine siguranța alimentară a țării. Stau dovadă reușitele corespunzătoare din guvernarea PSD, locul întâi în UE la producția de porum și floarea soarelui în 2019, buget cumulat alocat agriculturii de 60 de miliarde de lei în trei ani. De asemenea, tot în timpul guvernării PSD, peste 10,8 miliarde de euro bani europeni au intrat în conturile fermierilor. Cifra de afaceri din agricultura românească a crescut cu 26% în perioada 2017-2019.